Salutare tuturor! Aici Răzvan, autorul blogului penmania.net. Astăzi am plăcerea de a reveni în fața voastră cu un nou video, cu o recenzie dedicată unui nou model de stilou, care a intrat de curând în colecția personală și care, vă mărturisesc sincer, îmi place foarte mult. M-a luat și prin surprindere, mai sunt și astfel de cazuri, din fericire, în ciuda colecției mele destul de considerabile și luând toți factorii care m-au atras până la urmă utilizând acest stilou, am luat și hotărârea de a-l aduce pe stocul shop-ului Penmania. Bun, pentru cei care cunosc deja acest tip de ambalaj, e posibil să știți despre ce este vorba sau despre ce producător este vorba. Este vorba despre un stilou produs de Lamy din Germania. Aceasta este cutia care vine cu stiloul. Avem această protecție din carton simplu reciclat. Ca și o observație, Lamy în general investește destul de puțin în ambalajele lor. Asta nu înseamnă că sunt de proastă calitate, ci pur și simplu ei au o abordare mult mai pragmatică, utilitară, să zicem. Nu o să vedeți ambalaje extrem de somptuoase și mari pentru stilourile sau produsele lor în general. Mie îmi plac ambalajele, sunt pragmatice, sunt simple, da? Și contează foarte mult ce e înăuntru. Bun, deci avem această protecție de carton și apoi avem cutia clasică care apare, care este folosită de Lamy la modelele mai scumpe, să spunem așa. Design simplu. Este o hârtie cartonată, aș putea să spun așa. Aici avem logo-ul Lamy, se deschide trăgând de capac. Și avem această desfășurare. Avem aici o prezentare a diverselor modele de stilouri și rolere, creioane mecanice și mai departe. În general, cam toate familiile de produse principale de la Lamy, plus instrucțiuni de operare pe partea cealaltă, înlocuirea minelor și așa mai departe. Da? Bineînțeles, Lamy design made in Germany. Designul și producția în Germania. Și aici avem stiloul. Acesta este forma în care vine. Avem un cartuș T10. Vine cu un convertor, ceea ce este foarte bine. Și stiloul în sine. După cum vedeți, stă foarte bine în cutie. Avem această formă, nu, cu un șanț așa în mijloc, care protejează foarte bine stiloul, deci nu o să fie niciodată probleme. Și haideți să vedem acum stiloul în sine. Atunci când vedem poze cu acest stilou, nu dăm seama, de fapt, de dimensiunile lui. Și adică putem să o vedem clară designul, în care iese foarte mult în evidență, aș spune eu, clema de prindere. Avem un design industrial în stilul Bauhaus, stilul specific producătorului german Lamy. Dar atunci când îl pui în perspectivă cu alte stilouri, și mai ales când îl ții în mână, eu pot să vă arăt doar cu alte stilouri, ne cam dăm seama de dimensiunile sale. Iată un Lamy Safari. Adică începe să vedeți diferența, de mai ales în ceea ce privește diametru, ca și lungime sunt chiar similare. Iată vărul lui din categoria premium sau categoria mai scumpă, Lamy 2000. Da? Ca să vă faceți o idee în ceea ce privește diferența
de dimensiune între corpurile celor trei stilouri. Sau iată o altă comparație cu Lamy Ion, modelul lansat de curând, cam de un an de zile de fapt, de Lamy. Deci avem un design simplu, eficace, un cilindru din aluminiu vopsit mat, excelent prelucrat. Ce scuze? Cu o clemă de prindere din oțel masiv. Aceasta este clema. O să vedeți că este foarte asemănătoare cu cea de la Lamy 2000. Există mici diferențe în punctul aici de prindere. Este diferită forma de prindere aici, la Lamy CP1. Nu știu dacă am menționat modelul, este vorba de Lamy CP1. Îmi cer scuze dacă nu l-am menționat. Avem numele producătorului scris pe lateral aici. Și cumva sub clema de prindere, o să se vadă mai bine în articolul de pe blog, în imagini, avem inscripționat în clema de prindere, efectiv, Germania, Germany. Da, deci un cilindru subțire, dar care nu dă senzație de fragilitate. Acesta este capătul celălalt. Avem aici o margine interesantă și chiar niște găuri. Iată, se poate vedea fundalul alb foarte bine. O să vedem imediat care este rolul acestei zone. Clema de prindere, așadar, cum spuneam, este funcțională, își face treaba excelent. Are un arc în spate aici. Deci asta îi va garanta o viață îndelungată, fără probleme, oțel mătuit și avem un capac care se smulge, se împinge și se smulge și iată cu un click satisfăcător, fără prea mult efort și ne dezvăluie secțiunea de prindere. Secțiunea de prindere este confecționată din plastic ABS. Este un plastic foarte rezistent. În general, de exemplu, de la Lamy, stilurile Safari sunt confecționate din acel plastic. Eu zic că este o idee bună că au folosit acest tip de material pentru această secțiune de prindere. Are o formă de cilindru, așa cum puteți observa. Diametrul ei este în jur de 8,5 mm, scuze. Asta înseamnă că acest gen de stilou, dat fiind cât este de subțire, pentru mine este confortabil chiar și la acest diametru. Poate fi preferat de cei care vor să folosească stilouri mai subțiri. Acest stilou poate fi stiloul ideal pentru astfel de persoane. Și mie îmi place fără probleme. Pot să-l folosesc și datorită felului în care este conceput această secțiune de prindere. Avem niște mici inele, practic, încastrate în material, care împiedică alunecarea. Și dat fiind și lungimea stiloului, poate fi ținut și mai de sus, de folosind corpul din aluminiu, fără probleme. Penița este penița standard de la Lamy 1050 și acest lucru este unul dintre avantajele acestui model din punctul meu de vedere, cu alimentatorul clasic. De ce este un avantaj? Pentru că poate fi înlocuită foarte ușor. Acest model a venit cu o peniță M. Ea se poate scoate, se poate pune o peniță F, IF, o peniță mare B sau, de ce nu, o peniță italică sau o peniță din aur de 14 carate. Deci, versalitatea acestei unități de peniță este cunoscută și este unul dintre avantajele stilourilor produse de Lamy.
Haideți să vedem și partea interesantă. Acesta este capacul, din nou confecționat total din aluminiu. Ce nu se vede aici, dar vă spun eu că are un capac intern, da? Din plastic de calitate, care va asigura o bună protecție împotriva uscării cernelei, deci nu vă faceți griji pentru partea aceasta. Și iată, iar unul dintre lucrurile și atuurile acestui stilou, cât de ușor se montează capacul pe corp. Da? Din nou, avem acel click și în interior este o margine care practic vine, se va prinde de această parte a corpului. De aici și acest click care se poate, sper că îl puteți auzi. Da? Și atunci ce înseamnă asta? Înseamnă că capacul se montează în siguranță, fără niciun fel de probleme pe corp și că putem scrie cu stiloul, cu capacul pus. Simțim un pic greutatea, însă nu este foarte mare, se poate scrie fără probleme cu capacul pus din punctul meu de vedere. Poate chiar indica dacă vrem să simțim un pic greutatea stiloului. El per total, chiar și cu cernale, are în jur de 18 18-19 grame. Deci este un stilou ușor, da? Și atunci acest mod de folosire poate ajuta în mai ales la sesiunile lungi de scris din punctul meu de vedere. Deci capacul se poate monta pe corp fără niciun fel de probleme. O altă informație, lungimea, deci cu capacul pus avem 134 de milimetri într-un cap în celălalt și fără capac, da, din vârful peniței și până în capătul corpului avem 120 de milimetri. Este un stilou care poate fi folosit pus în buzunarul de la cămașă fără probleme, deci folosit aproape ca un pocket pen. Poate fi pus în, de asemenea în jurnalul zilnic, între coperți acolo, având acest diametru redus al corpului. Poate fi ideal și pentru această activitate. Și acum revenim la aspectul similar, să zicem, cu fratele mai mare, cu Lamy 2000. Aceasta se și datorează faptului că Lamy CP1 a fost creat de același designer care a creat Lamy 2000. Este vorba despre Gerd Müller, sper că am pronunțat corect. El este designerul care s-a ocupat de Lamy 2000 și tot el a conceput și acest stilou, Lamy CP1. Bun. Am să revin cu un video separat pentru mostra de scris, în care o să vă arăt cum scriem. Exemplarul meu, nu vă folosi pe acesta. Ce am făcut la exemplarul meu și vreau să vă arăt. Am înlocuit penița Z50 cu o peniță de pe un Lamy LX, Lamy All Star LX pe care aveam, o peniță M neagră, da, cu design specific special făcut pentru gama Lamy LX de către Lamy. Este una dintre cele mai bune penițe medii pe care le am în colecție de la Lamy și scrie divin. Și bineînțeles folosesc noua cerneală Lamy Crystal, nuanța Azurite și este combinația perfectă pentru mine. Deci în mostra de scris o să-l vedeți pe acesta în acțiune, pentru că nu vreau să folosesc acest stilou pentru că el este în stocul shop-ului. O observație legată de acest stilou, îl voi curăța eu cu apă călduță, pentru că așa cum puteți observa aici, cred că se vede, alimentatorul are un pic de albăstreală și asta pentru că Lamy încearcă, au un test standard de încercare a tuturor stilourilor lor și atunci îl înmoaie în cerneală. Deci am să curăț eu partea aceasta, să nu aveți voi de-a face cu acest lucru. Dacă vă doriți fi o peniță fină, se poate face acest lucru, am separat și vă pot înlocui fără probleme sau cu penița aceasta medie. Deci va fi curățat, va fi testat, va avea convertor inclus,
Eu, în general, recomand convertoarele și sticla de cerneală, pentru că așa este mai economic, așa putem să experimentăm cu mai multe tipuri de cerneluri și așa mai departe. Dar, bineînțeles, puteți folosi cartușele standard proprietar Lamy, acestea lungi, T10, dacă doriți și aveți nevoie. Iar unul dintre avantajele acestui model de stilo este că poate acomoda fie converturi, fie cartuș. Deci nu face rabat în ceea ce privește capacitatea de cerneală. Încă un lucru pe care am uitat să-l menționez. Aici, deși este gol, se vede lumina, în partea aceasta am văzut, dar nu vă pot arăta, decât cu o lumină foarte puternică și nu pot să vă arăt la cameră, este un alt capac intern, da, care protejează zona aceasta. Deci nu trebuie să vă faceți griji că aici ar intra aerul cumva și ar ajunge la convertor și ar influența astfel capacitatea, fluxul de cerneală. Nu. Aici este încă un capac intern pe care l-am introdus. Am uitat să menționez acest lucru. Bun. Deci acesta este pachetul Lamy CP1. Din nou, un stilou recomandat de Penmania, care va fi disponibil pe stocul penmania.shop cu convertorul inclus, prețul va fi 214 lei. Mă voi gândi probabil să fac și o promoție specială pentru acest stilou. Vreau să fie o surpriză. Deci o să anunț pe pagina de Facebook Penmania.net în momentul în care voi avea gata această promoție. Deci puteți să vă înscrieți dacă nu sunteți înscris deja și să mă urmăriți pe acea pagină, pe pagina mea de Facebook. Ținem legătura pentru mostra de scris și, bineînțeles, în articolul de pe blog veți avea toate imaginile și informațiile text necesare pentru acest tip de stilou. Este un stilou deosebit, este un stilou subțire cu un design industrial. Dacă nu vă place acest tip de design, dacă nu vă plac stilurile subțiri, deci atunci acest stilou nu este pentru voi, nu este niciun fel de problemă. Există și alte modele de la Lamy care poate vă plac, sau de la alți producători, de ce nu? Acesta este marele avantaj al instrumentelor de scris în general și mai ales al stilourilor, aș spune eu. Există un stilou pentru fiecare. Ok, sper că v-a plăcut această recenzie, vă mulțumesc pentru timpul acordat și ținem legătura. La revedere!